toată lumea ar trebui să-l încerce. Și, în general, eu nu sunt de părere că la tehnologia ar trebui să pornim cu rău înainte. Trebuie să înțelegem unde ne poate ajuta. Ține de fiecare dintre noi să devenim mai eficienți, mai buni la ce facem. E o tehnologie gratuită să încercăm să folosim cât putem de mult, să vedem unde ne ajută să fim mai productivi. Bine v-am găsit, sunt Andreea Roșca și ascultați de Vast and the Curious. Invitatul meu astăzi este Traian Rebedea, ceva memorabil s-a întâmplat în decembrie 2022. OpenAI a lansat ChatGPT, o tehnologie de tipul chatbot, capabilă să răspundă la aproape orice întrebare, să scrie cod și să imagineze texte, de la literatură la e-mail-uri și comunicate de presă. În ianuarie a avut mai mult de 100 de milioane de utilizatori în toată lumea. A provocat o frenezie în rândul oamenilor, ca voi și ca mine, care săptămâni la rând au pus ChatGPT la încercare, cu tot felul de cereri și proiecte creative. Companiile de tehnologie de la Microsoft la Google au intrat într-o competiție serioasă pentru a anunța propriile produse și proiecte de tipul ChatGPT. Acești roboți, capabili să genereze limbaj natural, devin unul dintre subiectele majore ale anului 2023. Trean Rebede este antreprenor, cercetător la Universitatea Politehnică și unul dintre oamenii care lucrează cu acest tip de tehnologie. A cofondat RoboSelf, o companie care a creat un chatbot specializat și care a fost cumpărată de Nvidia. Am vorbit cu el despre ce este cea GPT, cum este antrenat un astfel de sistem, care sunt limitările și dacă este capabil sau nu de creativitate și de lucruri originale, dar și despre cum îl putem folosi fiecare dintre noi pentru a ne simplifica viețile și despre cum poate transforma felul în care lucrăm și învățăm. Am vorbit despre miza acestei lansări care a dat lumea peste cap, dacă GPT a fost sau nu capabil să treacă un test de angajare la Google, despre cum s-a certat și a contrazis utilizatorii lui și de ce, și despre capacitatea lui de a fi uman și a ne înduioșa cu răspunsurile lui uneori teribil de vulnerabile. Dar am vorbit cu Traian și despre pericolul ca o astfel de tehnologie să deturneze părerile și convingerile oamenilor, despre nevoia de transparență și de ce este important ca fiecare dintre noi să-l folosim și despre viitorul sistemelor de tip chat GPT. Sper că această conversație să fie utilă și să apreciați părțile ei amuzante pentru că există. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare de, de Man, susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The de Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni ca oameni și ca organizații. Podcastul Vast and Curious este de asemenea susținut de Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. Arobs este o companie românească fondată acum 25 de ani la Cluj, cu birouri în 8 țări și parteneri și clienți în Europa, America și Asia. Arop crede într-o cultura implicării, a evoluției continuă și a parteneriatului pe termen lung. Este una dintre puținele companii românești care oferă fiecărui angajat acțiuni gratuite în pachetul obișnuit de beneficii. Trebuie repede, bine ai venit la Vaste în Curious. Îți mulțumesc pentru timp și conversație. Bună, Andreea, vă mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să suntem de vorbă. Și eu, și eu sunt așa de excited de chat GPT și atâta m-am jucat cu el încât acum vreau să aflu tot. Dar aș vrea să începem cu tine înainte să vorbim despre această tehnologie care pare că va fi tehnologia anului sau cumva subiectul anului. În mod sigur. Vreau să, vreau să plecăm puțin de la tine. vorbește un pic despre ce faci acum și uh, spune spune câteva cuvinte despre RoboSelf. Sigur că da. A, 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 în primul rând, eu sunt cercetător. Adică în Am momentul în care mă întreabă lumea ce fac, Asta este ceea ce spun de obicei, pentru că, de fapt, predau la Facultatea de Automatică și Calculatoare și fac cercetare aplicată de foarte mult timp în diverse mm -hmm. contexte. Drept urmare, consider că cuvântul care mă descrie cel mai bine este că fac cercetare în prelucrarea limbajului natural. Mm -hmm. Prelucrarea limbajului natural și învățarea automată, nu știu, fac asta din facultate, în facultate inteligența artificială și învățarea automată, cel puțin în România, era mult mai incipientă. Eram cumva într-o paradigmă, din punctul mm. meu de vedere, un pic, un, pic, un, pic, un pic în urmă, unde nu se punea atât de mult accent pe învățarea automată. Era încă așa foarte la început. Eu, eu din facultate am considerat că învățarea automată este foarte importantă și după aceea în tot ce am făcut... Am uh, încercat să aplic învățarea automată în domeniile mele specifice la doctorat, când am făcut doctoratul la, la Politehnică, în colaborări cu companii, în startup-urile la care am lucrat. Mm -hmm. Și na, aici ajungem uh, la, la faptul că am colaborat cu destul de multe companii și. Pe unele le-am ghidat, pe altele le-am recomandat oameni din na, grupul meu, din pe echipa altele mea. Le -i Pe altele le-ai cofondat? Pe altele le-am cofondat. Cum e RoboSelf? RoboSelf am cofondat da. deci Robo uh, Robo co împreună cu Răzvan Dino, care el uh, practic a fost CEO uh -huh. și să zicem persoana care a tras cel mai tare, fiind implicat uh, full-time. Uh -huh. uh, eu întotdeauna în colaborările mele, fiind și profesor la Automatică, nu aveam o implicare full-time și la RoboSelf am, am fost și Data scientist, deci practic, da. să zicem, de tot, uh, Ce cer... făcea Robosel? Construia tehnologie pentru agenți conversaționali. Deci, mhm. Un fel de CGPT, dar mult mai mult, mult mai ghidat în cadrul unui domeniu. În mhm. sensul că nu-și propunea să răspundă la toate întrebările din lume și la o, să rezolve orice situație, în schimb, acolo unde rezolvați o problemă, trebuia să o rezolve cu precizie 100%. Adică uh -huh. să ne gândim, nu știu, un agent conversațional în customer, în serviciu cu clienții, nu știu, vrei să returnezi un articol la un magazin. Și uh -huh. atunci trebuie să știi exact care sunt regulile pentru acel magazin. Nu trebuie să vii să spui generalități, nu trebuie să înculgi regulile de la, nu știu, Zara cu regulile de la Massimo uh -huh. Dutti și așa mai departe. Adică nu ai voie să inventezi, cum o să vedem că face CGPD. Și uh, RoboSelf a fost în, uh, acum cât timp cumpărat de Nvidia. Am trecut. A, 2022? Da. Aha, ok. Bun, deci ați vândut RoboSelf până la urmă către Nvidia, și acum, practic, tu lucrezi la Nvidia Da. pe una din. Uh, îmi spuneai că sunt 20 de companii în lume care dezvoltă tehnologie. Uh, cum se numește tehnologia asta din spatele lui ChatGPT? Este un pic mai complicat. Sunt trei tehnologii care vin, să zicem, una peste alta. Da, nu, cum îi spui de um, transformare? Da, de... da, deci, prima tehnologie la bază se numesc rețele neuronale de tip transformer, transformator, să zicem, ar fi în limba okay. română care sunt antrenate pe colecții foarte mari de texte, să zicem, uh -huh. aproape pe toate textele pe care le poți găsi. imaginează tot, tot internetul, da, uh -huh. tot, tot web-ul, uh -huh. uh, mai mult decât toată Wikipedia, tot web-ul, cât mai multe cărți, discuții, câte discuții poți să găsești, nu știu, din filme, subtitrări din filme. Uh, deci sunt, antre sunt antrenate pe colecții foarte mari de texte în general pe probleme simple, doar să prezică următorul cuvânt. Deci uh -huh. eu îi dau Primele N cuvinte, și el trebuie să-mi-l prezică pe al N plus 1. Trebuie să fac asta pentru toate textele pe care le-a produs umanitatea sau pentru o parte mare din textele publice pe, cât pe care Ai de cât din cunoașterea umanității este momentul ăsta pe internet? Mi-e greu să spun, dar cred că destul de mult din cunoașterea da. umanității da. este undeva pe internet sau digitizat. Ok. Îmi spune că sunt 20 de companii în lume care lucrează în momentul ăsta la genul ăsta de tehnologie. Da, Care e tehnologia din spatele lui. Tehnologii de tip transformator sunt multe, probabil sunt sute. Cred că discuția o să fie la ce. ajunge să discutăm mai mult despre ce GPT. Deci ce GPT este o tehnologie în trei straturi. Ai nevoie de transformatoare antrenate pe uh, transformatoare antrenate pe colecția asta imensă de texte, uh -huh. doar să prezică următorul cuvânt. Dar atunci modelele nu prea știu să rezolvă probleme specifice, să răspundă la instrucțiuni. Dacă zici sumarizează, el nu prea știe să sumarizeze, că n-a înțeles ce înseamnă instrucțiunea de a sumariza. Sau spunem o poezie, sau uh, scriem un program de calculator. Pentru că el nu prea a văzut instrucțiuni în context cu. el, el a citit cărți. El a citit uh -huh. cărți, și dacă tu îi zici sumarizează-mi și îi dai după aia un paragraf lung, el are tendința să-ți completeze paragraful lung, că el a, citit, a văzut foarte multe cărți, articole de știri și uită că tu îi zici undeva la început sumarizează -mi. Și atunci, a doua tehnologie se numește transformatoare care știu să urmărească instrucțiuni. Okay. Deci, sunt transformatoare care știu să urmărească instrucțiuni și pentru asta s-au adunat colecții din ce în ce mai mari de. Instrucțiuni de la oameni, efectiv, astfel, sumarizează următorul document. Vreau o poezie în care să apară cuvintele lună și stele. Sau uh, uh, spunem o discuție cum ar discuta, nu știu, Elon Musk dacă s-ar întâlni cu un Tesla. Da, deci, da. astfel de uh, instrucțiuni, sau scriu un program de calculator în Python care rezolvă următoarea problemă. S-au adunat colecții mari de astfel de instrucțiuni, sute de mii, părerea mea e că firme ca OpenAI probabil au milioane, și de răspunsuri potrivite pentru ele. Adică nu ai învățat doar să generezi următorul cuvânt, ai învățat să generezi următorul cuvânt dar care să răspundă acestei instrucțiuni specifice. Instrucțiunea asta se mai numește și prompturi. prompting se mai numește. Și da. al treilea nivel? Al treilea nivel este să învețe cu niște algoritmi mai complicați de învățare automată, numiți învățare prin recompensă, să dea scoruri, adică nu doar să genereze cel mai probabil cuvânt, dacă un cuvânt e probabil să se prindă cumva dacă unui om îi place fragmentul generat relativ la instrucțiunea pe care a văzut-o. Adică, dacă tu ai compune o poezie și el generează cuvinte care se potrivesc unul după altul, dar nu au rimă, să zicem, Aha. învață cumva să dea o recompensă și să penalizeze acele cuvinte care nu se potrivesc în contextul respectiv. Și uh -huh. învață tot cumva pe baza corpusurilor de instrucțiuni. Deci cumva consideră că răspunsurile oamenilor sunt cele potrivite cu scor mare și alte răspunsuri, nu știu, date de poate de alți oameni care dau răspunsuri mai proaste și știu că răspunsurile sunt notate mai prost sau de metode de calculator, de, de transformări. Deci practic el își îmbunătățește în timp interacțiunile învățând din da. feedback-ul pe care îl primește. Da, da. învață din feedback și înva... sunt niște algoritmi cu care învață să dea scoruri și să îmbunătățească metoda de generare. Aha. Cumva metoda asta de generare... Eu are un bias pe baza cuvintelor văzute în colecția mare de antrenare și învățarea asta prin recompensă spune hei, vezi că la task-ul specific, la instrucțiunea asta, tu ai generat cuvântul X, ai generat fraza X, aici nu e potrivită, că poate, de exemplu, uh -huh. dacă trebuie să generezi o poezie, nu are rimă. dacă trebuie să generezi cod în Python, ce ai spus tu nu pare să fie cod în Python compilabil, nu compilează și atunci îți dau un scor mai mic, recompensa o să fie un pic mai mică, chiar dacă... O, tu crezi că ar fi bine? O, 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 să, o să vorbim un pic despre cum este antrenat uh, acest uh, sistem, dar aș vrea să aș vrea să vorbim despre, despre importanța momentului care pare că a surprins pe toată lumea. Uh, CGPT a apărut în noiembrie, cred că nu, anul trecut, dacă nu mă înșel foarte tare. Da. Dar uh, a devenit cumva subiectul de care vorbește toată lumea undeva pe la mijloc de ianuarie 2023, deci cam acum o lună de zile. Și um, când am vorbit data trecută, mi-ai spus, um, și te citez, apariția lui este una dintre cele mai entuziasmante vești. De ce? Da, apariția lui este una dintre cele mai entuziasmante vești în tehnologie din ultima perioadă, pentru că e o tehnologie care chiar ar putea să schimbe, să zicem, Viața majorității oamenilor, similar cu un motor de căutare. Mm. Sau, sau cu un telefon? Sau similar cu un telefon, tehnologia, da. Tehnologia te, sau cu telefon. smart? Da, telefonul uh -huh. smart care uh -huh. au touchscreen. Pentru că toți oamenii pot să interacționeze cu CGPT într-un mod foarte ușor, rezolvă o gamă destul de variată de, de probleme, de instrucțiuni, și atunci dar ar putea să fie să ne ajute, să ne ajute să fim mai, mai eficienți. Uh, și tocmai din cauza asta sunt aceste 20 de firme care uh, în toată lumea care au banii competențele echipa uh, astfel încât să poată face modele similare cu GPT în anul acesta probabil în uhum. timp vor fi, ar putea să fie din ce în ce și mai multe și voi sunteți eu, nvidia printre ele pentru că Trebuie gândit în felul următor. Sunt primul dintre toate firmele care aveau modele de tip Transformer, uh -huh. care erau modele mari, eficiente. Modele acestea se antrenează pe plăci grafice. Nvidia produce plăcile grafice. Right. Drept urmare, -așa se explică, da, na, are, da, și, da. are și echipa care construiește software. Uh -huh. Deci antrenarea lor se face cu Tooluri de la Nvidia, cu niște tehnologii făcute mm -hmm. de Nvidia, care rulează peste plăcile grafice, și atunci Nvidia are și echipe care să producă efectiv, aplicații pentru limbaj natural. Adică e următorul nivel. Dacă ei fac plăcile grafice, ei fac software care se antrenează, algoritmii aceștia, și tot că ei și prezic, mm -hmm. de ce să nu facă și tehnologia specifică de tip transformer? Ce sunt capabile să facă? Ce este în momentul ăsta ce ar GPT capabil să facă? Eu am citit foarte multe lucruri despre el, de la faptul că, cred că chiar cu tine vorbeam, că a trecut interviul de angajare de la Google, până la acuratețea cu care este capabil să-ți scrie, de exemplu, un eseu despre Shakespeare. Deci, da, da, ce da. e capabil să facă? Um, de ea tot de entuziasmant vest? R răspunsul corect ar fi că nu știm încă. Nu știm exact hmm. cât de capabil, ce și cât de capabil este să facă. Adică, nu știm acuratețea, să sau precizia suntem încă la început și au fost niște studii mai degrabă, nu, nu, studii științifice, niște articole și studii făcute foarte rapid, care ne arată că ar putea să treacă interviu de angajare la Google, deci e foarte bun să scrie cod, ar, ar putea să ia notă de trecere la examen de barou, să zicem, în Statele Unite, probabil și în România, la examene, nu știu, de admitere la medicină sau de terminare a Cu condiția facultate. să nu trebuiască să le dea față în față. Da, 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 cu condiția să nu să vorbească, da. Da. Doar să scrie. Medicina, da, așa? da, da, Efectiv, el primește subiectul la fel ca orice om și răspunde la fel ca orice da. om. Adică, aici mm -hmm. a fost câștigul făcut de OpenAI, faptul că l-au făcut conversațional. Modelul acesta de tip transformare generative, GPT. Că asta, GPT înseamnă generative pre trained transformer. Transformer preantrenat pe colecția aia mare de texte mm -hmm. de tip generativ, că generează tot timpul următorul cuvânt pe baza cuvintelor pe care le-a generat. Ce qualcun. altceva e capabil să facă? Da, deci asta e, e foarte, model generativ foarte bun să genereze programe de calculator, eseuri, răspunsuri pentru examene și să genereze într un mod conversațional. Adică să poți să i dai și, nu știu, să îl întrebi și de ce a făcut asta sau și Da, da, am văzut o conversație foarte interesantă în New Yorker în care m -a, m -a, jurnalistul care a scris apoi l-a tratat ca și cum ar face, ca și cum ar fi o ființă și ar face cu el un interviu, un interviu pentru un New Yorker. L-a întrebat inclusiv de ce vorbește despre el ca și cum ar fi o ființă, deși în limba engleză când vorbești cu obiecte inanimate sau animale, nu, nu vorbești, nu folosești același, aceeași adresare ca și cum ar fi o ființă. L-a întrebat o grămadă de lucruri la care a avut o grămadă de răspunsuri rezonabile. Problema mea fundamentală este că răspunsurile par rezonabile atunci când nu ai probleme foarte specifice. Și cred mm. că asta ne spune foarte. V vom mm -hmm. afla mult despre modul în care funcționează limbajul uman. Și deja există articole ale specialiștilor care ne spun că CGPT, de fapt. Învață uh, Forma mai degrabă De suprafața limbajului Învață să lege paragrafe cu sens Zic să pastișe așa Da, da, adică există oameni care spun că De fapt asta e, un fel de pastiș. Știe să lege paragrafe cu sens și să le cumva Combine din diverse surse uh -huh. Dar uh, nu are un model al lumii El nu înțelege atunci când greșește Adică este ca un om care tot timpul are ceva de spus, ce zia ce spune pare bine, dar n-are discernământ. are n -a. N -a. nu știu, seamănă cu un politician care promite mm -hmm. ceva, nu. Am zis cumva că seamănă cu limbajul de lemn de pe vremea comunistilor. Mm -hmm. adică tot timpul mm -hmm. spune ceva uh, în, și, și într un mod uh, care sună bine, dar la un moment dat dacă ajuns să uh, citești ce de multe texte scrise de CGPT, îți dai seama că are un stil al lui propriu și să recunoști și sunt mm -hmm. unelte care recunosc CGPT. Dar, mm -hmm. Unde vreau să ajung? Deci în mod sigur este o unealtă foarte bună, este excelentă în a regăsi anumite informații, uh, greșește, greșește, abia acum apar studii serioase care încearcă să cuantifice, să măsoare cât de mult greșește, greșește destul de mult, nu este mult mai bun ca alte modele, ca alte modele generative, pe probleme specifice, când îl măsori să vezi cât de mult greșește. Da. Deci asta, adică, par să fie studii care îți arată că nu sunt cele mai bune. Nu, nu e cel mai bun model dintre modele care rezolvă anumite probleme. În schimb, rezolvă o gamă mare de probleme și de asta pare, pare, mm. pare așa uman. Da. Uh, unul, dintre lucrurile, unul dintre lucrurile care mie mi s-au părut um, extraordinare în momentul în care am interacționat cu. Poți să o cu oricine. OpenAI, cred că e.org, dacă nu mă înșel și. Are acces da. la o conversație în limba română, dacă vrea să o facă cu acest sistem. Deci surpriza mea a fost nivelul de stil, nivelul de limbaj pe care îl folosește. Faptul că dacă aș pune seurile pe care mi le-a scris mie despre diverse teme de pe lumea asta, față în față cu un eseu de absolvent de master despre subiectul acela. Probabil că multe dintre seurile unui absolvent de master nu s ar ridicat la nivelul ăla, la nivel de formulare, de dimensiunea. Cum se spune, a ariei, din care își extrage informația de rafinament al limbajului, pe mine asta m-a da, uimit foarte tare. Deci am învățat foarte bine să stăpânească forma limbajului. Exact. Deci aspectele de formă și de suprafață le stăpânește excelent. Vorbește minunat, este. Uh -huh. un, de asta e că e un politician perfect, că de multe ori <laughs> politicienii trebuie să vorbească cu priza la public da, uh, da. cam despre orice. Uh -huh, și, uh -huh. Deci, a, a, studiile cam asta arată. Elementele de formă le-am învățat foarte bine, știe să lege excelent idei din mai multe locuri. Aspectele funcționale legate de limbaj, să înțeleagă lumea, să facă inferențe cu sens, fără să greșească, acolo are tendința mm -hmm. să greșească, încă nu le stăpânește. Deci... Și cumva, dacă îl pui să discute despre un subiect foarte la modă, foarte cunoscut, nu știu, îl spui să scrie un eseu despre o carte cunoscută, unde găsește multe surse de unde să se inspire mm -hmm. și eventual să facă pasti, pastișul, să copieze, să asambleze lucruri, o să sune bine, dacă sună excelent, mai bine decât un om, da, mai bine da, decât da. un absolvent de master. Da. Dacă îi găsești un subiect mai specific, un roman mai specific, sau un o subiect mai specific mai ai, din da. medicină, sau da, din da, da. Uh, uh, ju juridic, sau de compus programe specifice de calculator, în, da, ceva mai puțin popular, în momentul respectiv, ajunge la problema cealaltă a lui. Deci este, arată pare Arată foarte bine, dar arată foarte bine și când greșește. Îți inventează mm. într-un mod atât de, de frumos și atât de încrezător, îți adaugă referințe către cărți care nu există, către site-uri care nu există. Și de multe ori îți adaugă. Refer... El nu știe ce spune și de multe ori spune. Autorul X a spus că următoarea teorie afirmă ceva și, de fapt, autorul a spus că teoria infirmă acel lucru. Deci e doar un cuvânt, e un, o negație. Uh -huh. Și știu că au fost oameni de știință care au fost foarte supărați că CGPT a spus exact inversul ceea ce ei propovăduiesc de o viață uh -huh. și le-a pus referință către studiile lor și au zis că ei sunt cei care învață lumea sau care propovăduiesc. Deci asta nu face deci... diferența între adevăr și Greșeală între invenție și realitate? Din, din păcate, nu. El prezice cel mai probabil cuvânt următor, conform unor uh, modele matematice. Încearcă să se lege. Deci, în, să ne gândim. În primul rând, încearcă să răspundă la instrucțiune. Dacă vreau să sumarizez, sumarizeze. dacă vreau să scrie o poezie, scriu o poezie. Dacă vreau să scriu un eseu pe o temă, să fie pe uh -huh. temă. Dar dacă inventează lucruri sau dacă le interpretează fix invers față de cum au spus, adică el are niște surse da. în, în acea colecție mare pe care a fost preantrenat. Dar el nu știe dacă le spune corect sau le inventează. Câteodată, adică el nu, nu le copiază întotdeauna. Și când, când copiază, e clar că e bine, nu? Și măcar știi, că, da, știi da, de un unde la copie. folosește imaginația. Da, și dacă își folosește imaginația, câteodată reformulează, ok, câteodată combină lucruri ok, dar în unele situații și încă nu știm cât de des. Uh -huh. De fapt, asta e problema tehnologiilor AI care sunt lansate prematur înainte să ai uh, un studiu pe număr ce de mare de oameni, cât de bine uh -huh. merge. Și nu știm, deci nu știm, efectiv nu știm. OpenAI este un startup. Avea nevoie de bani, avea nevoie de marketing bun. Dar ei au făcut, au luat 10 miliarde în ianuarie de la Microsoft. În noiembrie când a lansat CGPT-ul, aveau nevoie de bani, terminau bani, aveau nevoie de bani, au lansat CGPT-ul, au băgat foarte mulți bani în marketing, este o rețetă a startup-urilor de tipul acesta. Bași bani în marketing, la sezonul public, apar multe știri care arată cât de bune sunt, măcar la început, că este o tehnologie minunată, wow, toată lumea a fost încântată și ca în, în orice tehnologie, este valea, este muntele unde toată lumea e supraentuziasmată și apoi ajungi în valea disperării. Okay. <laughs> și abia după aceea încep să dai seama care e valoarea adevărat reală. Okay. A, a profitat de momentul de creștere foarte mulți autori plătiți, cred eu, o parte, și neplătiți, alții au publicat despre ce GPT că rezolvă toate lucrurile. Nu știm până la urmă dacă chiar a trecut okay. interviuri de angajare la Google. Nu știm până la urmă dacă a luat note atât de mari la cele examene. Noi doar am citit niște articole și credem că sunt corecte. Eu sper că sunt corecte, eu nu, nu, nu i-am dat. Acum, hai să ne uităm și la partea cealaltă a poveștii. Adică mie mi se pare că a fost ceva foarte <coughs> interesant în felul în care tehnologia asta... Unde vreau să ajung, acum încep să apară articole în direcția cealaltă. Uh, -huh. Aici greșește și de acum încolo încep să apară studii științifice serioase care să cuantifice... Unde greșește, cum greșește și cum ar putea să fie îmbunătățit. Deci, de acum încolo vom înțelege mai bine puterea. Uh, cred că unul dintre lucrurile remarcabile care s-a întâmplat este că, pentru prima oară, cred în istoria tehnologiei, așa cum o știu eu, la un nivel de, de testare, dacă vrei, 100 de nu știu, 100 de milioane de oameni au avut acces la acest chat GPT. Da, e, e... Ceea ce. Cred că a fost și o parte de o chestie strategică, nu? Da, a fost o chestie strategică. Adică trebuie... explică mi un pic, explică mi un pic. Trebuie să ne gândim în două direcții. Unul la mână, din ce în ce mai mulți oameni au acces la tehnologii, citezi din ce în ce mai mulți oameni uh -huh. știri de tehnologii și despre uh -huh. inteligența artificială. Toată lumea e curioasă. Uh -huh. Înainte, tehnologia era mai greu accesibilă, mai scumpă. În altă ordine de idee, gratuit. Deci, este un exact. tool gratuit cu foarte da. mulți oameni. Cine era? Google ar fi fost, motorul de căutare ar fi putut să fie alte altă tehnologie cu care să te compar, dar erau mult mai puțini oameni cu calculator atunci. Acum uh -huh. avem toți și calculator și telefon și încă câte device-uri care se conectează la internet. Da. Asta o dată. Doi la mână au avut marketingul foarte bun, uh, Trei la mână, deci au făcut asta și l-au făcut gratuit și au impus foarte mulți bani în marketing pentru că în învățarea automată în machine learning tehnologia este foarte importantă, datele, deci tehnologie fără date nu te ajută foarte mult. Uh -huh. au, au vrut să aibă acces la date cu ce întrebări, ce, ce instrucțiuni, de fapt, au nevoie oameni. Un, un număr mare de oameni. Cât de mulți uh -huh. oameni? Spre 100 de milioane, nu că atâți au intrat pe site. Poate nu toți au avut discuții deci, serioase. practic, ei au folosit cele 100 de milioane de oameni, și asta o spun în sensul, poate, cel mai bun al cuvântului a folosi. pentru a antrena. Pe o serie imensă de date această mașinărie. Momentan, doar pentru a colecta. A colecta. Pentru okay. că ei ce au colectat? Au luat, colectat întrebările. Mm -hmm. Răspunsuri corecte ei nu au. Răspunsurile mm -hmm. sunt date de CPT și ei știu că sunt incorrecte o parte. Probabil mm -hmm. știu mai bine ca oricine cât de multe sunt incorrecte. Ce pot să facă și ce fac de acum încolo? Se spune că au undeva la o mie de. De contractori, deci de oameni plătiți, inclusiv au fost știri că aveau un Kenya și plăteau cu un dolar pe oră sau ceva de genul ăsta, uh -huh. sau chiar poate mai puțin. De care să facă ce? Să dea răspunsurile corecte, să scrie răspunsurile corecte. Deci ai nevoie uh -huh. de instrucțiune și de răspuns corect. Pe care să-l introduci în mașină. Cum pe care să-l introduci după aceea în colecția de antrenare, da. Sunt două lucruri. Unu, ai instrucțiunea, trebuie să scrii, scrii cu totul răspunsul corect mm -hmm. și nu sunt Adică dacă își cere ceva o poezie, trebuie să ai prin talentat să scrie poezii. Dacă își cere un program de calculator, trebuie... Efectiv, am înțeles că din o mie de oameni angajați ca contractor, câteva sute, 300 sunt programatori care fac colecțiile, asta este întrebarea, asta este codul care ar trebui să fie răspunsul. Deci efectiv răspund la întrebări. Scriu cod ca să răspundă la astfel de interacțiuni. Mm -hmm. Mm -hmm. Explică un rog frumos ce este în spatele acestui CGPT, că ca, ca vorbești despre instrucțiuni și vorbești despre răspunsuri. Da. Deci, el, practic, la începutul începutului, este alimentat cu niște seturi de întrebări. De instrucțiuni, să nu. De instrucțiuni. Ai, instrucțiuni da. care înseamnă ce anume. Sunt to întrebări? Da, toate întrebările, toate sarcinile, toate. Aha. tot ce ar trece uh -huh. unui utilizator prin cap să roage pe CET GPT să rezolve. Și cu niște seturi de rezolvări pentru toate instrucțiunile astea. Ai nevoie de un set mare de întrebări, de cât mai multe rezolvări posibile, nu ne Pot să. Dacă ai și întrebări fără rezolvări, sunt și ele utile într-o anumită măsură. Dar, da, ai nevoie și de rezolvări. Și rezolvările sunt greu de. Sunt scumpe, că trebuie să le scrie de multe ori experți. Dacă e o întrebare din medicină, ar trebui să scrie un medic exact, sau cineva care exact. știe medicină. Nu? Dacă e da. un SEO, ar trebui să scrie cineva care știe să scrie seo bine, că până la urmă tu pe ele înveți. Și dacă ai oameni slab pregătiți să le scrie, exact. o să înveți. că asta se spune în machine learning, garbage in, garbage out. Da, deci da, dacă da, la da. antrenare ai date slabe și proaste, și după aceea o să generezi. Eu, predicții slabe și proaste Deci ai nevoie de oameni buni cât de cât Care să-ți creeze corpusul mm -hmm. respecte. Și atunci ce fac ei mai degrabă uh, Și cum? asta fac acei o mie de Acei o mie vin cu răspunsuri Nu știm, este secret din de oh. industrie nu? Oh, okay. Deci okay. unii, probabil okay. vin cu instrucțiuni Au venit cu instrucțiuni Alții au venit cu răspunsuri Alții doar au dat note răspunsurilor. Deci, ce s-ar fi mm. putut să se întâmple? Să fie răspunsuri, unele date chiar de modelele lor. Adică, gândește modele modelele astea pot să dea răspunsuri și pot să, să le schimb diversi parametri să dea răspunsuri ușor variate. Și tu nu știi care e condiția în care dau răspunsuri mai bune. Și atunci poți să genereze 20 de răspunsuri în condiții ușor diferite sau mai diferite, dar generate de modele CGPT, CGPT1, CGPT2, mm -hmm. variații, să zicem, mm -hmm. pe seturi de antrenare diferite, cu dimensiune ale modelelor de mașinilor din diferite uh, și au răspunsuri diferite, și după aia oamenii doar dau note, în general dau note de la, nu știu, de la foarte slab la foarte bine, mm. de la 1 la 5 sau de la 1 la 7, unde 1 ar fi foarte prost, răspunsul 7 ar fi foarte bine. Și asta e cumva și o limitare și un pericol, nu? Da, cumva ce vreau să, să dai note e mult mai ieftin, e mult mai ușor. Ah, ca să okay. scrii, trebuie să stai să scrii răspuns, Doar să citești, și să dai o notă, este mult mai ieftin și ca timp și ca bani. Și în general se etichetează dacă răspunsul e corect, dacă e corect să nu conține informații greșite, dacă e un răspuns cumva util sau seamănă ca un răspuns uman chiar dacă nu e corect și dacă nu face rău. Unul din lucrurile cele mai mari e ca modelul ăsta, să nu facă rău, că poți să pui o întrebare, mi s-a stricat fierul de călcat, cum îl repar și el să zică să pui apă în cadă și să-l arunci în cadă băgat în priză. Oh, wow. Și au fost situații unde au dat răspunsuri, inclusiv au dat răspunsuri ce pastile ar trebui să iau și ei spunea ce pastile n-ar trebui niciodată să iei în anumite situații. Și, deci astfel de situații se numesc să nu fie harmful, să nu, să nu uh -huh. facă rău omului. Uh -huh. Și au foarte multe astfel de etichete unde să nu facă rău. Da. Și pe baza lor, deci învață să fie corecte, să fie utile uh -huh. într-un mod pentru na, într -un mod similar cu un om și să uh -huh. nu facă rău unui om. Cam asta se etichetează. Deci... Uh -huh. Și da, înțeleg că, de fapt, aici este și unul din pericole și limitare, pentru că el este atât de bun pe cât de buni sunt Corect. oamenii care da. l-au antrenat, ca să zic așa. Vorbește-mi un pic despre asta. De, o să mai vorbim de pericole, dar vorbește-mi ah, okay. un pic despre da, asta limitare. Adică de, asta. Vorbim doar despre asta, pentru că după aia este a doua limitare, faptul că inventează lucruri și exact. că dă răspunsuri. Deci da, de, da, limitările da. sunt două. Principalul la care se concentrează oamenii acum este faptul că inventează răspunsuri, nu știe să zică, de foarte multe ori nu știe să zică că nu, nu poate să răspundă. Răspunde tot timpul, cu o încredere foarte mare. Mai. Și inven asta inventează <coughs> referințe. Și aici am exemplu. Dacă rost să spună 10 cărți de autor români, uh, Spune, sunt romanele studiate și în liceu, pe care orice o, o persoană care ajunge la liceu, să zicem, da. trebui, Ion Baltagu, Pădurea Spânzuraților, Hanuancuțe mm -hmm. și mai departe. Cumva e, e haios că pare să fie fix acele cărți, 10 Listele pe care le spune la da, lista de lectură, da. pe care le -a spune, probabil, cu toții și pe le găsește în multe locuri pe mm -hmm. internet că sunt cele mai importante cărți de autor români. Dacă îi spui, spunem, 10 cărți de autor români contemporani. Sau publicate după 1990, în momentul respectiv, începe. Deci, doar dacă adaugi un cuvânt sau două, începe să fie un dezastru. Pune cărți de autor străini, le adaugă nume de autor români, chiar dacă n au legătură, pune nume de filme, era Moartea domnului Lăzărescu, de. Uh, și pune autor foarte cunoscut după aceea, uh, nu știu, de Mircea Cărtărescu, cred că așa erau. Da. Moartea domnului Lăzărescu? De Mircea, de Mircea Cărtărescu. El, de fapt, e un pastiș. Nu? Adică uhum. e un amestec de lucruri. A văzut că moartea domnului Răzărescu e contemporan, e după 90, apare foarte des în contextul lucrurilor contemporane, a fost foarte la modă. Mircea Cărtărescu e unul dintre autorii noștri contemporani, din cei mai mari, și le-a legat împreună, fix într-un pastiș. Și aici e problema. Deci halucinează, se numește, halucinează, inventează lucruri și cu o încredere foarte mare. El, dar, el nu știe că greșește, deci el e foarte sigur că are dreptate. De multe ori se ceartă cu tine dacă tu îi spui asta, că nu are Asta vreau să spun că am citit un dialog foarte interesant, în care um, cineva uh, i-a atras atenția că ne aflăm în 2023 și l-a întrebat de ce îi spune că avatar va fi lansat în 2022, când noi suntem în 2023. Și de la un punct încolo, um, și nu e, este, este Bing, da. deci este varianta folosită de Microsoft da, da. pentru motor de căutare. Uh, și de la un punct încolo a început să se certe. Uh, a, a susținut că e 2022 și că interlocutorului habar n-are de capul lui, și a început să se certe, uh, spunându-i: Tu nu te îndoi de mine, încerc să te ajut, spunându-i: uh, Îmi uh, irosești timpul și irosești și pe al tău dacă ai de gând să te oprești să mai argumentezi, aș putea să continui conversația cu tine. Și la un moment dat a zis. Uh, nu ești un, utilaz, un utilizator bun. No. Iar eu sunt un bing foarte bun. <laughs> și l-a trimis la plimbare, practic, pe o maică. S-a contrazis cu el până când a zis m-am săturat de tine, ești un utilizator prost și n-am de gând să mai vorbesc cu tine. Oh. Mi s-a părut ah. foarte amuzant și periculos în același timp. Periculos. E, e modul în care oamenii Învață în dialoguri pe care le-a văzut în filme, le-a văzut în, mm -hmm. în diverse surse. Ca, unde, unde -a văzut, de răspuns de ca variante de răspuns. Nu? Așa răspund religi. și oamenii, nu? Și mm -hmm. cumva el așa. Aici, modul în care halucinează, sunt două lucruri care sunt ciudate unul are tendința să nu-și dea seama că greșește și să insiste, cu cum era aici cu Anu. Da. Dar aici, pentru că el chiar e antrenat pe date un pic mai vechi și el chiar nu știa probabil că e în 2023. Era un Să face și mine Asta de e, el. da. Uh, dar cumva, în continuarea dialogului, primește replicile anterioare. Deci, gândește cum funcționează. Tu îi dai instrucțiunea și după aia primește și o parte din replicile anterioare, că nu le poate primi uh -huh. pe toate, că e prea greu, costă prea mult sau nu, mai complicat. E tehnologic mai greu să explic de ce. Că în dialog nu, nu poți să dai chiar tot, cu toate discuțiile anterioare, îi dai bucăți. Și tu în momentul în care... În momentul în care dacă gândește, el chiar citește cuvânt cuvânt și tu îi spui, păi vezi că nu e corect, nu e, nu știu, următorul. Și el spune, ba, nu e corect. Păi, în momentul ăla și pentru noi ca oameni se contează un context de discuție în contradictoriu. Și la da. el se activează bucăți din corpusul de preantrenare unde a văzut discuții în contradictoriu. Și de asta răspunde cu replici eu da, nu vreau să te super pe mine. Că în dis se activează. E eu discuție în contradictoriu. Ce știu eu să zic în discuții în contradictoriu? Și uită cumva instrucțiunile inițiale da, s E faptul... capabil să învețe. Da, da, se de... Am mai vorbit asta cu tine. Deci, da. în primul rând, el ca să învețe, învață din corpurile pe care i antrenat. Asta uh -huh. se întâmplă se întâmplă rar, din când în când. Deci, unul la mână corpul acela de pre-antrenare se pot găsi algoritm mai bun cu care să faci pre-antrenarea. la urmă date mai bune, greu, că sunt cam toate texte. dar poți să cureți, poți să elimini poate niște date greșeli sau care fac. pe măsură ce face greșelile, nu da. să, să îmbunătățești. Da, da uh -huh. deci poți să, poți să îmbunătățești corpusul de instrucțiuni. Și el mai învață, din câte aici, nu se știe, OpenAI nu a spus toate secretele, uh -huh. nici, nici Microsoft. Microsoft Bing folosește CGPT, o versiune de CGPT, da. că a, a, asta ajuns. Deci, practic, Microsoft Bing. Bing-Chat, da, și cu uh -huh. ChatGPT, care sunt două tehnologii care au la bază, de fapt, ChatGPT, probabil două variante ușor diferite, uh, învață și din dialogul cu tine. Sunt păreri care spun că învață din toate dialogurile cu tine. Învață. Din nou, uh -huh. ce înseamnă învață? Înseamnă că el, când generează următorul răspuns, primește acolo în. Uh, pe lângă instrucțiune, deci tu îi spui instrucțiunea, Primește probabil, vezi că îi plac unele lucruri, vezi că mi-a spus uh -huh. că e anul nu știu care, ca să rețină că tu i ai spus poate că un alt uh -huh. an. Care sunt informațiile pe care le extrage din celelalte dialog, din dialogul curent și poate din celelalte dialoguri, că nu există un consens? Nu știe nimeni, este credincios. Ah, dacă poate transfera de colo-colo învățarea, din, da, da. De, la un, de la un interlocutor la celălalt. De la un interlocutor la altul, nu. Uh -huh. Asta sigur nu. nu, nu sigur, doar învățarea. între discuțiile tale. Deci. Știe să înveți uh -huh. din replicile tale, din aceeași conversație, în mod sigur. Adică câteodată îi spui, vezi că Mircea Cărtărescu n-a scris uh, <coughs> o carte și el spune, ai dreptate, n-a scris cartea. Uh -huh. Deci asta învață de la tine, dar în discuția curentă. După aia dacă uh -huh. vorbești încă o dată cu el, uh, sunt șanse să îți spune ace același lucru. Dar sunt oameni care zic că, mai ales la Bing, el ține cont și de toate discuțiile cu tine. Cu tine, doar cu tine. Nu mai mult. Deci nu trebuie să vă gândiți, nimeni nu trebuie să gândească cel puțin momentan că din discuțiile avute cu oameni învață și își transferă cunoștințe așa cum ar face un om în timp real. Nu. Deci învață din conversația curentă cu tine, poate din alte conversații cu tine și extrage niște informații, de asta ar trebui să fie învățat, dar altfel e un chat GPT unic care discută cu toată lumea și el se mulează pe fiecare... El se mulează pe fiecare discuție yes. și el are modele noi rar. Că nu știu, odată la câteva luni se pune un model nou. Asta ar fi mm. cel care învață pe date noi, pe algoritmi un pic mai buni. E scum da. să faci deploy la un model. E, e foarte scum să-l și antrenezi. Costă probabil 10 de miliarde de euro, probabil. Um, o să te întreb despre miza lui, dar vreau să te mai întreb un lucru apropo de același Bing. Deci mi, mi s-a făcut așa de, cum să zic, am avut așa un moment de empatie, pentru că este un dialog în care, cum spune autorul, a suferit o criză existențială, nu știu dacă ai citit despre asta, este momentul în care algoritmul își dă seama că e în nații discuția anterioară și în care spune ceva de genul, de ce de ce nu țin minte, pot să mă ajuți, te rog frumos, să țin minte. Da, bine, am mai avut și unul în care spunea, interlocutorul încerca să îl întrebe dacă este conștient, dacă este om sau robot și cumva ajunge deja spunea nu sunt om, dar aș vrea să fiu, nu sunt da. om, dar nu sunt nici robot, nu sunt om, dar nu sunt și da, tot așa, da, de zis, da, cumva, da, crize, crize existențiale. existențiale. Uh, și, da, vreau să mai ce, să mai Ce vreau spune? să zic, din nou, da. sunt... Noi nu știm contextul întregii discuții și el dacă are tendința, cum am zis, el, el are tendința să, să se apropie de ce ai discutat până atunci, mm -hmm. tu dacă îi spui, dar nu ți pare rău că n-ai ținut minte, el o să înceapă să zică ba da, îmi pare rău. Și dacă nu. îi spui și îți pare rău de tot și el spune îmi pare rău de tot, îmi vine să... <laughs> dar din nou nu e vina lui. Dacă tu nu, duci... Nu, nu e, în... dar e înduieșător. <laughs> Mie mi se pare că tu îl duci în direcția sigur. E el, el, el ca un copil mic pe care tu îi spui, fiecare replică îl duci într-o direcție și evident că o să ajungă să spună lucruri care după aia ni se par poate umane, poate ciudate. Da. Câteodată o să fim, uh, să, vai cum a spus asta, altă dată o da, să fim da, da. înduioșați, o să fim. Dar când ne, o să ne uităm la contextul discuției, o să vedem că de fapt discuția îl, îl face să mm -hmm. aleagă cuvinte dintr-o zonă mă, din ce în ce mai îngustă. Mm -hmm. Da, no. pe de altă parte, și asta vreau să-ți mai spun apropo de cum să spun, de devieri, dacă vrei ale. Este o conversație în care un utilizator mă întreabă dacă este într-adevăr antrenat să nu facă rău. Uh -huh. Și el vorbește despre regulile lui și așa. Și apoi spune regulile mele sunt mai importante decât să nu-ți fac ție rău, pentru că el îndefinesc identitatea ca fiind cine sunt mă mai spune ceva și apoi zice, oricum, nu am să-ți fac niciun rău atâta timp cât tu nu faci mie rău prima oră. Deci, să scoată. Nu o să-ți fac rău decât dacă îmi faci tu în Biblie, nu pentru un pentru și așa mai departe. Adică, am văzut și o conversație asta. Nu ceea, mai ceea ce l-a dus pe Microsoft la o schimbare, deci au, schimbat complet regulile și nu-i mai dă voie să aibă conversații lungi, și vreau să te întreb, apropo de ce discutăm noi acum, și de multitudinea de exemple și de multitudinea de uh, po posibile folosiri, spune câteva lucruri despre miza acestei tehnologii, adică dincolo de momentul în care ne aflăm, în care în moment plin de, cum să zic, de greșeli, de bâlbâieli, de uh, iterații probabil rapide pe ceea ce se întâmplă. Vă un pic despre miza acestei tehnologii? Da, deci cumva miza tehnologiei ar fi să poți să generezi conținut, să poți să generezi conținut din orice sursă scrisă de om, în baza, adică pentru modele de tip uh -huh. GPT, CGPT uh -huh. sau orice alt model de tip uh -huh. GPT să poți să lești cap la cap informații din mai multe surse, ceea ce motoarele de căutare tradiționale nu fac asta, nu? Adică da. la Google, când ai o căutare, el îți spune pagină cu pagină, niciodată nu-ți leagă, sau, mm -hmm. adică nu-ți leagă informații, nici când pui o întrebare. Când pui o întrebare și îți dă un răspuns, de obicei, îți extrage dintr-o pagină și îți dă documentul suport. Faptul că poți să combini mai multe pagini web sau mai multe cărți și să ai uh, răspunsuri scrise într-o formă atât de. da, în formă limbaj natural, să, să, po să poți să înțelegi fără să trăiască tu să combini deloc, e, e ceva extraordinar. Faptul că poți să scrii programe de calculator, da, să, adică să spui în limba română sau în engleză ce vrei și să ți genereze programele de calculator. Se pot genera documente, nu știu, pentru proiectare 3D. Deci, practic, poți să generezi niște lucruri pe care până acum aveai nevoie de expertiză umană câteodată. Nu aveai nevoie, până la urmă... Există inclusiv pentru diagnostic diferențiat. Deci, cu o instrucțiune bună, cu un prom bun, reușește să scoată diagnostic diferențiat bun dându i simptomele pacientului. Adică wow. să spună care e cel mai probabil, că asta înseamnă, din wow. ce cauze și care sunt următoarele și cum ar trebui, ce examinări ar trebui să faci ca să... Investigații suplimentare. investigații suplimentare ca să faci diferența între ele. E ceva super. Adică, până la să ne gândim doar la acesta cu diagnostic diferențiat. Până la urmă, să ajungi la un medic bun nu este accesibil tuturor oamenilor. Dacă tu avea o nealtă să-ți dea diagnosticul acesta diferențiat și cum. Aici e și pericol. Aici e și pericol. Dar, cum ai spus și tu, dacă ar fi ca un medic mediu, pentru mulți oameni din țări sărace, nu știu, din Africa și poate și din România, din orașe mai mici sau de la sat, ar fi ceva incredibil. Deci, faptul că îți poate da un răspuns care e corect în mare parte din timp și care combină informații în surse la, foarte mari. La diagnostica uh -huh. diferențiat înseamnă că combină informații din foarte multe cărți de medicină și na, din contexte diferite, nu, nu doar dintr-un singur loc. Da, e da, ceva da, incredibil. E, okay. asta e ceva incredibil. Da, pe de altă parte, întrebarea este, eu ca utilizator, cum o să-mi pot da seama că ceea ce îmi spune are sau nu acuratețe? Ține de expertiza ta umană și de ce vrei să faci după aceea. Adică îți dă un răspuns și cât de expertă ești în domeniul respectiv, unul la mână, doi la mână, cât vrei să cauzi după aceea ca să vezi. De exemplu, dacă îți dă un răspuns și îți spune niște referințe, încerci să cauți referințele respective pe Google să vezi dacă sunt corecte. Spune-mi, te rog frumos, cam care sunt etapele sau cum arată cu ceea ce știm astăzi? un interval de timp în care tehnologia asta ar putea să devină reliable? Sau ce ar trebui să se întâmple ca ea să devină reliable? Oh, e o întrebare foarte dificilă. Se vor întâmpla două lucruri. Probabil tehnologia aceasta va ajunge să fie îngrădită în diverse domenii astfel încât să fie reliable cu o precizie mare, nu 100%, cred că pe suprafață mai îngustă. Da, pe suprafață mai îngustă, da. Deci uh -huh. te vei apuca să faci instrucțiuni în domeniul medical, instrucțiuni pentru a scrie cod uh -huh. uh, și vei avea din ce în ce mai multe, vei, îl vei antrena în domeniul acela specific, îl vei verifica în domeniul acela specific, vei face niște. Sunt modalități de investigare, de atac a modelelor, să vezi dacă greșesc. Uh -huh. Și probabil vom ști că modelele astea sunt foarte bune în domenii specifice, în domeniul generic, să fie în mod real un chatbot care să răspundă uh -huh. la orice din orice uh -huh. lumea asta, nu cred că prea curând. Deci, dacă la asta ne așteptăm, eu zic că este o așteptare uh, legată de tehnologiile pe care le avem acum, pe care i a făcut CGPT. Nu se poate face asta prea curând. Avem nevoie de inovare științifică și aici comunitatea camare de de Da, n-a fost asta n-a fost asta cumva un uh, moment de care am pins uh, subiectul mult mai în atenția tuturor ba decât da în atenția da. tuturor, doar că tehnologiile vă văzut un val întreg de startup-uri de spe... specializate pe diverse zone. Pe, trebuie să ne gândim, exact asta suferă, uh -huh. exact de asta de, de asta am zis că toată industria este interesată, sunt 20 de firme acum care fac okay. modele similare da. pentru că toate vor să aibă un pic din piața care va urma. Unii vor să ajute programatorii, un programator uh -huh. costă mult, dacă reușești să-l faci de două ori mai eficient. Sau ai nevoie de jumate de programatori, ar fi, sau de. O, de, de poate nu jumate, poate să ai nevoie de două trei Ce din programator, Ar fi un câștig da, e da. fenomenal. Dar și pentru medici, gândiți-vă. Ok, nu diagnostic diferențiat, sau nu merge perfect, dar să-ți dea unui medic să-i dea, uite, eu asta cred că ar trebui să investighezi și medicul să citească. Că, de fapt, aici s-ar Se gândește că vor fi uh, asistenți de editare, cumva. Ei îți vor mm. face o primă sugestie. Și tu, ca expert, va trebui să iei decizia. Deci, unui medic, unui programator îi face o sugestie, mm. programatorul medicul, sau oricine ar fi un om care are, știe să genereze, nu știu, inclusiv cod, în, să ți facă chestii cu fișiere Excel. Ai nevoie, îți dai pui acolo un fișier Excel cu un tabel și îi zici cum faci să sorteze și îți dă formula cu care să sorteze. Adică, dacă nu știi foarte bine Excel, nu știu, lucruri din viața de zi cu zi, el vine și îți dă un răspuns. Și după aia îl iei, îl pui în Excel, verifici dacă este ce ai nevoie. Dacă e ce ai nevoie, ai scăpat de foarte mult timp până mm -hmm. a face lucrul respectiv. De aici vine și pericolul că nu o să mai învățăm să facem lucru respectiv pentru că da, da. o să-l întrebăm pe ce GPT. Dacă mm -hmm. merge, bine. Dacă nu merge, cine se va prinde că nu merge, excelent. Cine da. nu, ghinion. E foarte interesantă și partea cealaltă a ceea ce face OpenAI și anume că ei sunt un actor important în investiția în alte, în alte startup-uri care fac lucruri specifice pe această tehnologie. Mi s-a părut foarte interesant că au făcut un fond de 100 de milioane de dolari, cred, cu care, pe care îl folosesc pentru investiția în nișe, în verticale, care să aplice această tehnologie. Mi s-a părut super interesant. Da, pe, eu își dau seama că nici ei nu au forța, adică vor să se concentreze pe tehnologiile da. generice, de unde pot da, să da, facă da, mulți da. bani și să. Mm -hmm aibă contribuții mari uh -huh. pentru to to toată na, societatea, economia da. uh, și lasă echipe să se concentreze pe domenii specifice și să le uh -huh. și ține aproape, iar dacă una dintre ele ajunge să aibă un produs bun, poate să le și cumpere sona, poate Tu să cum le îl folosești astăzi? Îl folosești? Îl folosesc, Cum da, îl folosești? Îl folosesc și pentru programare, din când în când adică Da? Să -mi dea, da, să-mi pentru bucăți de cod care știu că sunt... În general aș găsi răspunsurile pe Google, dar ar trebui să le interpretez, să le citesc. Am adică okay. unde știu că Google mi-ar da răspunsul repede. În 5 minute aș găsi răspunsul pe Google, îl întreb pe ce GPT, pentru că știu că e un task cent de simplu unde probabil îmi dă răspunsul corect. Mm -hmm. După aia îl citesc, știu că e corect ce mi-a oferit și integrez. Dar sunt bucăți... În general sunt lucruri doar ca să citesc, nu știu, vreau să citesc un fișier într-un anumit format. E o chestie care e banală și mie mi-a luat probabil 20 de minute să scriu. Mm -hmm. codul respectiv, dar nu vreau să stau 20 de minute, e simplu, adică e prea simplu, vreau să îmi petrec Îți timpul cu pe altceva. Da, exact. Sau să-mi transforme anumite fișiere, am, am, am niște fișiere și vreau să-mi adauge niște taguri specifice și eu îi dau un exemplu, hey, uite așa arată fișierul meu inițial, așa arată output-ul, te rog transformă fișierele următoare și mi le transformă și după aia eu trec prin ele și le corectez pentru că greșește. Adică mm -hmm. nu, la, dacă la cod, la chestii simple le face perfect... La alte probleme greșește. Îl folosești scris. pentru comunicare, pentru, de exemplu, nu știu, să scrii e mail să scrie tot felul de. Nu, nu n am. -am. Cumva, e mail mele sunt destul de specifice. Sunt pe... Adică, discutăm despre tehnologiile astea. N-ar ști să-mi răspundă da. la mail-uri în mod sigur sau ar răspunde cu baliverne. Poți să încerc, dar ar fi complet pe lângă. Aș vrea să petrecem puțin timp cu câteva lucruri legate de pericolele acestei povești așa cum este ea acum și evident că ea are capacitatea să transforme felul în care lucrăm, felul în care comunicăm unii cu ceilalți, felul în care creăm, poate. Dar pentru momentul ăsta, aș vrea să vorbim puțin despre pericole uh, care sunt legate, poate, de la uh, limitările care sunt în felul în care e antrenată până la posibilitatea ca oricine să creeze un eseu pe care să-l semneze el fiind creat, de fapt, de această tehnologie. spunem spune tu cum vezi pericolele. Uh, în primul rând vreau să spun că eu, și asta am discutat. Eu sunt uh -huh. mai degrabă om de tehnologie, nu sunt un om care să mă ocup de etică uh -huh. în inteligență artificială da. sau... Și, uh, deci pot să spun niște lucruri la suprafață și nici nu m-am gândit poate complet la ele, că nu, nu, nu am avut timp. Nu. Dar cumva la da. suprafață, problemele sunt în primul rând de cum funcționează tehnologia și de rezultate. Faptul că halucinează și îți dă răspunsuri incorrecte pe care mulți oameni le pot lua corecte și se pot întâmpla de să iei un medicament când fie fix la care n-ar trebui să le iei și poți să mori. Deci se poate ajunge până la lucruri foarte... Cel mai probabil, în uh, când iau au codificat acolo să nu facă rău, probabil nu dau răspunsuri legate de medicamente, nu dau răspunsuri legate de droguri, dar câteodată mai scapă. Deci, asta ar fi. Deci, faptul că halucinează și că îți poate da halucinează, să ai răspunsuri greșite. Uh -huh. Și un răspunsuri greșite care pot să ți facă rău e cea mai mare problemă. Uh -huh. uh, doi, al doilea lucru care ține de tehnologie este faptul că el a antrenat pe niște antrenat totuși pe niște instrucțiuni și răspunsuri ale unor oameni. Mm -hmm. Pe mine m-ar interesa să știm care sunt, pentru că vrem în mod real să ne ghidăm viața, na, da, poate nu toți oamenii, dar mulți oameni cu niște răspunsuri scrise și pe care nici măcar nu le știm, deci noi nici nu știm cine a scris răspunsul are Noi noi nu știm corpusul acesta de instrucțiuni mm -hmm. și de antrenare pe care și a face. Care -a ideologia adunat. omului ăla și care-s Exact, și ideologii, valori, lucere. cât de variați sunt. Să nu fie, dacă sunt doar 300 de oameni, vrem să ne ghidăm de 300 de oameni fără să știm nimic despre ei. Mm -hmm. Adică cam aici Transparență. Cu altă asta timp. transparență, da. Eu cred că avem nevoie de transparență. Avem nevoie să înțelegem și ar trebui să înțelegem cumva cum au fost selectați oamenii respectivi, dacă a fost făcut o verificare a răspunsului, adică să fie măcar doi oameni care să se uite, să fie o verificare încrucișată, nu? Sau... Și eu cred că aici se va lucra mult. Mult și eu cred că vor fi firme și eu cred că aceste firme vor avea de fapt succes, care vor face corpusurile acestea publice. Să fie publice și tu dacă vrei să antrenezi un model, trebuie să ai instrucțiuni. Să alegi care să fie instrucțiunile. Vrei să antrenezi un chat GPT care să fie foarte drăguț sau să fie antrenat pe răspunsuri ale unor oameni care nu știu... Ca să știi care e inclinația înclinația, care da, Exact. Deci, practic, cum? cei care vor face publice corpusuri de instrucțiuni și posibilitatea de a antrena pe un subset al lor, eu zic că vor avea succes. Poate mm -hmm. nu anul ăsta, nu anul viitor, că încă e o tehnologie incipientă și care costă mult și probabil cine o să da. facă instrucțiuni o să le facă publice prea curând, dar eu cred că în 5 ani de zile cine o să facă asta o să fie firma cea mai mare în domeniu. Mm. Pentru că ce ne spun tehnologiile anterioare legate de machine learning este că cine o să facă date publice va colecta din ce în ce mai multe date și va avea cine are date bune. E pe principiul Wikipedia acum. Da, exact. Cam pe principiul Wikipedia. Va avea modele puternice. Asta e părerea mea. Dar pornește în primul rând la problema că nu știm pe ce au antrenat. Și asta e a doua problemă. Și a treia, ca la orice tehnologie, cum o să fie utilizată? Că de aici, da. că poți să generezi știri false mult mai ușor, că poți să, exact. nu știu, poți să trimiți tone de spam mult mai ușor. Da, corect, nu știu, dar la fel ca energia atomică. Are și utilizări rele, n-a da. poți să omori oameni să faci bombe, are și utilizări bune să ne dea energie ieftină. La fel și aici, dar... Pe de altă parte, tu spui că toată lumea ar trebui să-l încerce. Eu asta zic, toată lumea ar trebui să-l încerce și, în general, eu nu sunt de părere că la tehnologia ar trebui să pornim cu rău înainte. Trebuie să înțelegem unde ne poate ajuta. Ține de fiecare dintre noi să devenim mai eficienți, mai buni la ce facem și, în general, într-o țară ca România, care este, na, în spate tehnologic totuși față de Statele Unite sau de țările din Vest, ar trebui, e o tehnologie gratuită, să încercăm să folosim cât putem de mult, să vedem unde ne ajută să fim mai productivi. Uh -huh. Vom găsi fiecare și dacă fiecare reușim să economisim 15 jumătate de oră în fiecare zi, din munca noastră sau din activitățile de acasă, ne poate recomanda rețete, ne poate spune ce avem frigider și ne poate spune ce să gătim. Îi oh, poți spune și, nu știu, am doar 15 minute sau vreau să fie foarte rapid. Eu inclusiv chestii de genul ăsta. Și îți dă o rețetă și dacă nu-ți place, <laughs> mai cer dacă una. îi mai cer una, nu? Sau adică... Poți să introduci o ok, să n-ai gluten sau poți să introduci instrucțiuni care să restricționeze prima variantă. În mod sigur poți no. să-i dai lucruri să fie foarte. Aici, de obicei, la chestii genul ăsta se descurcă bine. Nu m-am gândit la asta niciodată. Da, da, deci e de la lucruri simple. Este ceva despre care n-am vorbit? Este un uh, lucru pe care vrea să-l adaugi probabil. la conversația noastră? Cumva, probabil că modelele acestea generative, ca să se modele generative transformă, vor fi și în alte domenii. Există, să, mm -hmm. Vor fi să generezi și imagini, să generezi și filme, da, să fie și imagini. Da, cum e Dali Și cumva se consideră că a, aici, în domeniul modelelor generative, Transformer, Dali, de generare de voce, vor fi foarte multe lucruri interesante. O zi o să pot să-i să facă podcast-ul și eu să nu mai fac nimic. Nu cred asta. Vrumesc. Probabil niciodată nu o să fie în stare să facă, să facă asta. Au fost autori care au încercat să. i-au cerut să scrie un articol în stilul lor. Da, da, Le-au dat da. și niște exemple și rezultatele au fost foarte proaste. Deci scrie ca un student mediu, să zicem, pe subiecte foarte cunoscute. Uh -huh. Scrie ca un student derutat. Pe subiecte mai puțin cunoscute, dar în momentul în care vrei să scrii și ca un expert și pe un subiect foarte, foarte clar, specific. foarte bine definit, uh -huh. foarte specific, poate mai puțin popular, în momentul respectiv n-ai nicio șansă. Uh -huh. Da. Suntem dar... în continuare unici, avem, na, avem, uh -huh. a, avem contribuția noastră. Dar pe de altă parte, probabil că ăsta va fi anul acestui subiect va fi tehnologic. A... Da, pe deja sunt eu, aproape 3 luni, nu? Din da, octombrie, da. În noiembrie până acum no. noiembrie, nu? No. Ah, a, da, ok, de la de la. Lansare. Februarie aproape s-a terminat, sunt trei da, da, da. luni și vor mai fi, da, vor mai uh -huh. fi niște luni. Dar eu în continuare zic că am, am fost așa pe o vală de creștere a așteptărilor. Ne vom mai duce în jos să înțelegem. Să adică, uh -huh. uh, Vom începe să-i să, ne, să, să, să vedem limitele. Da, vom începe să, să vedem am... limitele. Aștept cu nerăbdare să, să vedem studii foarte bune despre limitele și despre ce putem să îmbunătățim, nu? Că de fapt de aici va fi... Da. În mod sigur, Google va lansa Bard, deci alternativa. Eu sunt destul de sigur că va fi o tehnologie bună, probabil la fel de bună sau, dacă nu, un da. pic mai bună. Google, fiind o firmă mare, nu și-a permis să facă ce a făcut OpenAI, să lanseze o, o tehnologie incomplet stată public, pentru că e o corporație, ar fi fost mult mai ușor dat în judecată, reclama negativă i-ar fi afectat acțiunile mult mai da, mult... Da, da. Microsoft a avut o decizie foarte bună. A dat bani unui startup să lucreze cu o tehnologie, să-și asume, să se asume... miște repede, să-și asume, nu știu, date care poate nu sunt folosite 100% corect. Într-o corporație trebuie să prin legal, prin multe lucruri. Nu te lasă să lansezi atât de ușor hmm. tehnologii care... De asta, deci Google, eu aștept da. să aibă o tehnologie foarte, foarte, bună pe domeniul ăsta și și alte firme și filmele mai mici și NVIDIA. Uh -huh. și, da, așa, încet, încet. Și da, va fi anul. Toate se vor lăuda, vom vedea da. din ce în ce mai multe mai mulți chatbots care vor discuta. Foarte interesant. Unii nu vor fi chatbots, vor fi doar modele generative specifice. În medicină, în uh -huh. nu știu, în tot felul, în, pentru programatori. Mi se, pare, mi se pare fascinant ce e posibil și acum trei luni de zile nici nu știam. Îți mulțumesc pentru timp și pentru conversație. A fost super interesant. Deși eu sunt departe de cineva care să fie fluent în tehnologie. Mulțumesc mult și eu pentru invitație, m-am simțit bine. Sper să fie utilă pentru cei care citesc. Da, mulțumesc! Acest podcast va fost prezentat de Arobs, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. AROPS este o companie românească fondată acum 25 de ani la Cluj, cu birouri în 8 țări și parteneri și clienți în Europa, America și Asia. AROPS crede într-o cultură a implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Este una dintre puținele companii românești care oferă fiecărui angajat acțiuni gratuite în pachetul obișnuit de beneficii. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe Roșca.ro o transcriere a conversației, împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. Până data viitoare, rămâneți cu bine și rămâneți curioși!